Suntem în Sibiu, comuna Vârpăr, și am venit la urmă să facem sarmale. O să fie vorba de varianta tradițională. Asta înseamnă că o să le facem un vas de lut. O să vezi mai încolo cu chisătură, așa cum se face la noi. Așa că ne invit cu drag să vezi despre ce este vorba. Mumă! Sunteți pe aici, sărmâna? Am ajuns! Să ducem varza întâi, să o tăiem, nu? Da, mergem după varză. Varza întâi și apă după aia fac chisătura. Oh, cum stau aici burcanele și... Uite, cinte asta să iau. Ce faină-i. Mai scoți una. Ați băgat în septembrie? Când ați băgat? Deci că e deși varza? Când am băgat-o? Da, da, da. În septembrie e. În septembrie am băgat-o, deci o acri până acum și moare, băi bune. Și moare, da. Hai, faină varza. Ne gândesc că nu mai bag în apă, că doar... Nu. Băguță de apă pe asta. Poate că e prea sărat de asta? Bă, s-a spălat-o țâre. Dar arată bine ciolanul, așa? E chiar fain, uite. Fumat. Și tăiați partea aia tare, așa? Se fac foile de sarmale, știi? O să iasă câteva sarmale aici din... Chiar mare varză asta. Zic că mare varză, o să iasă câteva sarmale. S-a făcut cutul ăla. Da, mă, ați văzut pozele de la cununie și ce am scos acolo? Uite, le-o pus Iulia fără să vă uitați. Ați văzut acolo? Bă, mă, cine ce? Bă, urât am ieșit. Dar de cine s-a la... E, uite, o, bate, bă. Tăi în două vahii preinică? Tăiați în două, că le facem mai moldovenești. Nu, nicio țură, că la Moldova chiar, ele sunt chiar prenici care le face meri. Le facem mai mari un pic. Păi sigur. Dar mă, tot tipul le-ați făcut din varză murată, n-ați făcut și din varză proaspătă, așa-i? M-am mai făcut. Am făcut și din varză dulce, de varză albă. Din varză albă, da. E. Am făcut cum să nu. Da, ăștia vă plac cel mai mult, așa, din varză mai murată. Mai bun, sigur. Am mai făcut le-am opărit astea din varză albă, le opăream în borș sau în apă cu oțet. Apă cu oțet, ia și eu tot așa. Și le făceam, dar parcă ăștia cu varză murată, parcă de tăiat vă tai o mumă. O să tai le taie pe mărunt, știi? Da. Ați mai făcut anul ăsta sarmale? N-am mai făcut varză albă, n-am făcut deloc. Îmi plac cu varză acră, așa din bute. N-am făcut tura trecută plăcinta cu urdă. M-am filmat când a spus varza asta la... Chiar atunci ați plantat-o. A spus-o în pământ. Da. E. Da, aici ce puneți, mamă? Se face să pui varza asta. Se pui hirele astea. Se face până toamnă. Deci eu mă scol dimineața curând și viu până la 9, la 10, când e căldură. Și sap, seara iar de la 8 până la... Păi, nu-i gata treaba, nu? Le faceți cu chisătură tot timpul, mă, așa, sarmale. Chisătură? Chisătură și ciolana fumată. Așa e bună varza, să fie unsă, grasă, nu... Cum vreți voi, să nu fie grasă. Pe nu? Așa e, așa e. E gata? E gata. Gata odată. Să mă apuc să tai sau să le facem sarmale? Să facem sarmalele. Să-mi suflec mânecile, mă. În ceapă, am călit-o țiră. Ceapă călită și atât, mă? Ceapă călită, e și bag în... Ați călit-o în untură? Sau în ulei? În untură. Nu trebuie în ulei. Pui chipirul. Când se bagă ce de urei să-l spăl o țiră. Bag urezul că l-am spălat. Dar îl bag tot, că e multă carne.
sare, să nu uităm sare. Deja babă gânde toate, că dacă nu-i sare, acum trebuie să gust, dar pe eu nu gust azi. Dice că aveți, țineți post? Nu gust. Ba da. Are sare, e bun. Uh-huh. Are? Nu, da, are. Gata. Mico! Nu-i gata. Nu mai trebuie nimic așa. E bună. Îi pachetăm și le punem aici. Da. Prenică. Nu, mă, mă iasă foarte bine. Nu le facem ca moldoveni, chiar așa nici. Facem ca pe la noi, ca ardeleni. Nu? Așa e. Câte e Alex? O, păi cred că facem vreo 30, a? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Păi deja avem 23. Mă dați-mi mie voi. Hai. Sper să o tai la fel de mărunt. Dar crăpătorul ăsta încă duce, mumă. Crăpătorul ăla de 100 de ani. Tu faci așa, tai? Apoi și. E, uite, vezi să nu stai deștele. Nu le tai, mă, ca mai... Sper că nu. Faci închisătura. O bucată bună de slănină și cu ceapă. Și o ceapă. Băgați piper și paprică, așa? Da, piper și paprică. Închisătura e bună la toate. La ciorba de fasole verde. Mm-hmm. Și la de bobi. E bună și pepita, așa? Da, și pepita e bună. Pune chiperul, pune... Cât să bag, mă? Bag, pune acolo. Mai bag un pic? Așa. Și să bagi un pic de paprika, așa? Și paprika, bag direct, că aia nu mere. Asta-i? Ei, mai bag. Mai bag? Dă-i drum acolo. Oh. Așa, Asta e bună, mă. Pepită. Pepită, vai bună-i. Avem un om la sapă. Nu putem mânca slănina, zicea, fă închisătură. Păi făcea închisătură și băgam în traistă. Pretenții. E? Na, uite asta, oala de... Oala asta de da pământ. Oală. Oală de pământ. Pe fund pui oții de închisătură. Și apă puiuță de varză. Ia să vedem ce aici. Să pui sarmalele acum. O să pui ciolanul, măi. O să le pui așa. O, ce ciolan. Așa. O, câte sarmale sunt aici. Deci unul împrejur așa la... E că o să pui varză deasupra acum. Că pe dau un foc. Mai pun închisătură. Deci ați băgat pe fund și acum mai băgați un pic și aici deasupra. Așa. Atât, Alex. Nu mai pui nici închisătură că e destulă. Da, oala asta ce... Ce? De unde aveți asta? O cumpărat-o moșul. Oala, o cumpărat-o moștul, s-a dus odată în Sighi în piață și o vin cu oală să-i hierb varză în oală de pământ. Nu, și uite cu capac. Are de toate. Da. În lut. Destul, că dacă e hierb apă dă un foc, știi? Da. E așa. Băgați și apă, mă? Păi să bag și apă. Să stea în apă, că nu stau bine așa fără apă, știi? Atâta. N-ai faini, să vezi? Chiar că-s faini. Mă, pasă de tomate nu băga sau roșie sau deasupra niciodată, așa? Nu. Numai așa? Numai așa, uh-huh. Gata. Uh-huh. Nici cimbru eu nu pui, că unele mai bagă cimbru, dar eu n-am până niciodată. Și mami bagă cimbru în ele. Cimbru? Uh-huh. Poți să bagă țire. Nu, băga, nu, faceți așa, lasă că avem de toate acolo. Nu, faceți cum faceți dumneavoastră. Noi. Pe urmă, filmez pe mami când face variante ei cu cimbru, cu de toate, că bagă și... E. Da, dar e foarte bine, e foarte bine. Și asta a rămas chisătura. E chisătura, o pui în...
Ați o băgat la ladă și o aveți pe, ladă, pe data viitoare. Nu vrei pe pită, oane? Bă, nu vă place? Ba da. Nu vrei? Nu. Nu-ți place? Nu. Adică, na, cred că nici când eram copil nu știu dacă mâncam neapărat, dar nu. Nu. Uite așa. Ați o băgat la ladă și o aveți pe, pe data viitoare. Bag la ladă. Faceți de două zame aici, ori e numai de una? Cam două, bag atâta. S-a lăsat mumă la, la foc mic și pe țiglă, așa? Dacă e să pe nu țiglă, se... la pod de foc mic, așa. Să nu crepe oala de pământ. Nu puneți direct pe, pe plită? Nu. Pe țiglă o țâră și... pe plită până când și-a popui pe țiglă. La foc. Ia. Cât lăsați ăștia pe foc? Sau nu, nu țineți cont? Las încet, așa focul. Nu fac foc mare. Puneți dimineața și pe urmă până la... Îi pui dimineața până la neaz, să fiarbă încet, așa. Înțeles. Bine. Vreau să fac o mică paranteză în legătură cu oala de lut, cu oala de pământ a bunicii. E bine, dacă ai așa ceva sau poate dacă vrei să-ți cumpere așa ceva, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le iei în considerare, pentru că oala poate ceda relativ ușor la temperaturi ridicate. Înainte de gătire, este indicat să o lași în apă rece vreme de 10-15 minute. În felul acesta se mai hidratează și nu o să mai fie atât de casantă. Nu este indicat să o folosești la focul direct, poate dacă ai aragaz, este bine dacă ai avea un suport sau poate o țiglă, așa cum are bunica. Dacă iei oala de pe foc sau din cuptor de unde o ai tu, nu este bine să o așezi pe o suprafață rece pentru că și acolo poate ceda. Nu este indicat să o folosești într-un cuptor preîncălzit pentru că șocul de căldură poate fi prea mare și atunci poate ceda de asemenea. Aceștia sunt pașii de bază dacă vrei să ai un vas de lut. Asta am avut de spus. Acum înapoi la rețetă. Vă pune pe țiglă, ca pe el hierb încet pe țiglă. Da. Da. Trebuie să un pic mai... Așa. E bun. Atâtea poze au făcut. Oane, mami, Mary, frații. Frații. Elena e ca o copilă cu rochia aia scurtă. Atâția bani și pește. Asta mai țineți minte, mă? Aici făceam eu o tocană de vițel cu găduște. Eu eram acolo în spate și mi-a voastră îmi pregăteați legumele aici. Tu erai la foc, la cratiță. Iulia are rochia aia mai isprăvită. Yeah. Aia mai isprăvită. Ușa lui Roxana nu-mi place. S-o lega acolo ca cu hurduzul. Suntem. Alex. Băgați-mi mă și mie niște lichior. Hai să închin și tot țâră. Păi cum să nu? Jumătate la unul am gătat sarmalele, le-am făcut. Că am mai făcut o tură, știi? Hai de cap, mă. O, Doamne. No, pe la mulți ani doreau sănătate. Doamne, să trăiți. Nu e bun? E bun. Mi să vă dau și de ăsta. Păi și de ăsta ce să vezi cum e. Da, atât am, mă. Atâta că... De șofer. De șofer astăzi. Deci nu punem de mămăligă în cămumă. Dar să mâncăm supa? Supa, da. Zupa, așa, până mai stăm. Ți-am spus ca la nuntă. Pune zupa, până pune friptura, stai de te saturi. Mamico, dragă, la mulți ani! No, da, păi bagă-mi și inimă, ia, că nici nu-mi pune. Vrei de ouă sau... Ba, nu, de ăla de neacu, că de l-am beut. Lasă rămâie la și la care mai vin. La mulți ani, mămico. Ne-a până la mulți ani, dar așa te ajută, un par de suc. Al tău-i gol? Da, sănătate. La mulți ani, Alex. Sărună. Nu e așa grasă zupa asta, că nu e de găină bătrâne, numai de pui. Pui și acolo? Tăi ce i-am dat, că am avut. Cum că o să fac alți ani. Mi-a dat Dumnezeu ouă ieri. 27 ne-a dus Ana Luane, vei să mai iau ore pui, ce tu? Da. Te să mai aduc. Mai pui, nu uite cum o luat, vezi? Se face mămăliga, nu?
Trebuie să bem furtuie amară. Până nu bem voi și carul. Să trăiți dură să mă ne ajungeți. Anii ei, măcar atâtea, 84. Așa bun, așa. Puțin, dar bun, de câte ori mă gândesc la moștru. Puțin, dar bun. Trăiești, Alex. Doamne ajută. Lasă bem până putem. Așa, așa. E bun. Ui, am trocuță nouă, că ne-o lua norul meu, uite, care am avut o mâncată de care, de mult de la soacră mea. Asta a luat-o Lili cu oane. U, ce faine. Na. E să punem sare. Nu lăsa fiarbă. Cât o lăsa la fiert? Cât? Uhum. Așa, să fiarbă acum, așa. Să fiarbă? E un sfert de ceas. Și pe urmă vă apucați de... Și apoi mestecăm cu mestecătorul. Am înțeles. Un pic de sare și două mâini de... sare, doi pumni de făină. De suta, e așa. Ce vă pregătiți aici, omul? Aici când o mestec, să fac cu lingura. De pe mestecături. Asta e cel mai mare secret. Uite așa. Ne lasă chiar boțură. Zicea săracul Livu că mămăliga trebuie să chiar un ceas, Livul Augustin. Când era tot de mălivul, le-a zis. E să aducați, să o pui la crăpături. Să beau rachiunte, Doamne ajută. Doamne ajută. Sănătate. Bun. E bun, mă. Ca pe port mesteca mămăliga. Acum merge... Ia să tăiem mămăliga. E pregătit acum, mama, să... Am pregătit, numai să... Nu, Livi, vezi? Dacă am nepot, uite, de mă pozează. Păi da. Așa trebuie, mă. Din mălai grișat. Nu vă place așa? Nu. Numai din... Asta cu ciobanul, făină. Nu mai avem cucuruș de la cobrânduri. O să cumpărăm de la magazin acum. Cucuruș de la cobrânduri era cel mai bun, așa? El era bună, mămăliga. Era o muiere la noi, tu ștai în aunică. Și decât să mestec în mămăliga, mai bine fac un copil. Așa? Zice, tu ștai în aunică. Păi treabă grea aici, mă. Ce? Nu la că-i destul. De va mere meac. Câte un nor nu face nimic. Nu, e nimic. Ce zice? Acum lăsați un pic aici să se desprindă mai bine după aceea, așa? Gata. Gata, mămăliga. Să punem sarmalele. Ne punem mâncare, Ana. Nu mai vine faci de copii până faci mămăliga asta? Eu nu mai fac acum. Mai facem mămăliga atunci. Ciolanul. Ciolanul. Ce bine arată ciolanul ăla, mă? Nu știu, că ăștia le-am făcut azi noapte la 12, ca strugui. Ați mai făcut urând de sarmale de ieri. Yeah. Ăstea de aici, animalele, ați făcut azi noapte, așa? E, azi noapte, e. Săpuțul de grăsime, că asta e bună la verză. Nu cum face mami fără grăsime, așa? Ba, ea le fac cu ulei. Cu chisătură, acolo, ele-s bune. A spus că moșul vroia și o bucată de slănină în sarmale, așa? Moște, băgam și slănină.
chisătura, sarmale, ciolanul da. Și o bucată de slănină. Așa, așa. Și apoi se ungea pe la gură cu... Se aduce în smântâna. Care vrea scuprită, care nu cu mămăligă. Coața, așa să taie mămăligă, ui. Așa am învățat. De la părinți. Coața, uite ce e. Uite mămăligă faină. Zău, dacă nu. Uite o bucătură de asta. Mai gata pentru... Gata. Să punem în farfurie. Pune-vă-ți la masă. Cu smântână, nu, mama? Cu smântână. Smântână grasă. Care vă place, care nu, fără. Mămăligă, uite aici, e pită de casă. Nevoastră, cu ce le mâncați mai cu drag, mama? Cu mămăligă sau cu mămăligă. Mămăligă cel mai bun. La urmă iau și tu două bucături cu pită. E bună și mămăliga și pită. Să fie pe masă, numai așa? Da, să fie dură. Da. Așa, da. Trebuie să spui și... Un pic de carne, un pic și de... Și afumătură, e acolo. Îl puneți acolo smântână. Dacă îți place... Îmi place cu smântână, da. E mămăligor, e pită, ce vrei tu? Cu mămăligă, mămăligă. Mămăliga e stâlpul căsă. Pita nu mă fac la mesă. Așa zicea mai de mult. Așa zice. Mămăliga e stâlpul căsă. Pita nu mă fac la căsă, nu mă țură așa după mămăligă. Mă pune, vă-ți acolo capul, mai pun. Foarte bune. Sunt bune sarmalele? Foarte bune. Ce-s bune verzele? Grasă, nu? Cu ulei și cu nenundele. Acolo cu... Parcă ca la Crăciun și odată nu-s bune verzele. Mirele a colindat și așa-i nirosat de fain. Peste tot, în toate casele. De asta cum ai eu? Totdeauna le pierd în ajun.